ci să florească, florile sunt dalbe, însă nu e rug în floare, florile sunt dalbe, că-i preasfânta născătoare, florile sunt dalbe. Daniela, director liceul Sucur, domnul Beșeni Cristian, consilier județean, domnul primar al comunei Sofont, Nicolae Cornea Mare. Dăm cuvântul domnului primar Sergiu Crișan. Bună ziua și bine ați venit la târgul nostru de Crăciun și vă rog să aplaudăm în primul rând pe acești copii care așteaptă cu nerăbdare să intre pe scenă. De cerem scuze un pic, avem și unele probleme tehnice sau de organizare. O să invităm și pe domnul inspector a Inspectoratul General al Județului Satu Mare Neșoara Poitor. Să vă mulțumesc frumos și să ne iertați emoțiile. Este primul nostru târg de Crăciun și este chiar al nostru. Și să știți că nu depinde numai de mine, de primar, să fac un târg, că fără dumneavoastră nu pot să fac absolut nimic. În acest sens, aș vrea să mulțumesc în primul rând școlii, doamnelor educatoare, doamnelor învățătoare, domnilor și doamnelor profesoare, conducerii școlii, doamnelor director și nu în ultimul rând să știți că motorul acestui târg de Crăciun a fost copiii. Și tot ceea ce vedeți aici sau în piața agroalimentară acum din Supur, la acest târg de Crăciun este datorită lor și datorită muncilor pe care o puteți să o admirați și v-ați recomanda că după, în timpul spectacolului care va avea loc astăzi, să vizitați și standurile lor, să vedeți câtă muncă și câtă dăruire au depus la aceste standuri ce le-au realizat. Vreau să vă spun că, sigur, acum târgul de Crăciun este un element mai nou prin care readucem tradiția. Din păcate, eu consider că tradiția, sau vedem cu toții că tradițiile s-au cam pierdut și târgul de Crăciun sunt niște elemente moderne de a ține încă tradițiile în viață. Cred că este târgul de Crăciun se adresează în primul rând familiei și copiilor și pentru ăști, pentru copii și pentru familie, prieteni, invitați și așa mai departe. Ne aflăm astăzi aici și să încercăm să nu lăsăm să pierdem aceste tradiții. Eu vreau să vă mulțumesc că astăzi sunteți în număr atât de mare. Știu că până la după masă să fim într-un număr și mai mare, știu că ploaia nu ne va opri, știu că suntem nerăbdători să-i auzim pe acești copii și aș vrea să vă transmit un gând bun și sărbători frumoase tuturor. În continuare o să dau cuvântul doamnei inspector general al Inspectoratului Județean Satu Mare. Mulțumesc, domnul primar! Cât de frumoasă este o comunitate vie, o comunitate în care elevi, părinți, profesori s-au unit pentru un gând bun, pentru o activitate frumoasă. Felicitări, domnule primar, pentru această inițiativă, felicitări conducerii Liceului Tehnologic Petru Curcea, colegilor mei profesori și copiilor care așa de mult s-au implicat. Vă mărturisesc că am trecut pe la fiecare stand și am văzut atât de implicați. Felicitări! Era nevoie de așa ceva în Supur. Felicitări! Și acum să vedeți că nimic nu-i regizat.
am constatat că preoții din Supurul de Jos nu sunt prezenți pe scenă și invit pe toți. Au fost angrenați în acest târg de Crăciun și am discutat înainte de o lună de zile. Am pregătit acest târg și invit și pe ei acum să vină aici alături de noi. În continuare o să dau cuvântul domnului director general pentru... director, îmi cer scuze, nu general, este doar director al centrului... General e bine, da. Al domnului director la promovarea și conservarea culturii județului Satu Mare. Mulțumesc, domnului primar, stimate oficialități, dragi oameni buni, iată, într-adevăr, încă o dată se adevărește vorba aceea unde unui nu-i putere, unde smulți puterea crește. Și de ce spun acest aspect? Pentru că, iată, în urmă cu mai multe luni cu domnul primar am avut o discuție de a organiza un asemenea târg de Crăciun la dumneavoastră în comunitate și iată, prin primăria și Consiliul Local Supur, prin școala din Supur, iată, prin parohiile din comună, prin instituția pe care o reprezint și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Satu Mare, iată, am reușit să facem un prim eveniment aici la dumneavoastră și cu siguranță că astfel de evenimente vor continua, pentru că așa cum îmi place să fac și am demonstrat în ultimii ani, când am început o acțiune, acele acțiuni am avut și a doua, și a treia și mai multe ediții. Vă mulțumesc mult, sperăm să ne lase și ploaia, dacă nu, o să vă invităm să vizitați standurile pe care le-au pregătit copiii și oamenii din comuna dumneavoastră și cu speranță că acest spectacol de colinde va fi unul de succes. Vă mulțumesc! O să dau cuvântul în continuare domnului consilier județean Valer Beșeni. Mulțumesc, domn primar! Bună ziua, dragi locuitori ai comunei Supur! Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră și nu am putut să nu observ acei minunați copii care sunt în spatele nostru. Știm cu toții că ei sunt viitorul, în ei trebuie să investim și iată și aici în Supur avem mulți tineri care vor fi viitorul nostru. Vreau să-l felicit pe domnul primar pentru acest frumos eveniment. Chiar dacă plouă, iată, suntem împreună și, domnule primar, felicitări pentru tot ceea ce faceți și faptul că, iată, investiți și în partea culturală este foarte bine, pentru că pe lângă investițiile pe care fiecare dintre dumneavoastră pot să le observe și schimbările care au loc în comunitatea dumneavoastră, iată, domnul primar se înclină și asupra culturii. Pentru că știm cu toții, cultura este cea care ne va ridica. Bineînțeles, cu ajutorul și cu bunele investiții care se fac în infrastructură. Domnule primar, mult succes, felicitări tuturor și abia aștept să ascultăm pe micuții colindători. Mulțumesc frumos! În continuare o să dau cuvântul domnului deputat Adrian Cosma. Sigur, am fost criticat că l-am lăsat ultimul, dar o să vedeți dumneavoastră de ce. Pentru că eu vorbesc mai puțin, că ei mi-au luat timpul. Și vreau, în primul rând, dragi locuitori ai comunei Supur, domnule primar, stimați invitați, să vă urez, în primul rând, sărbători fericite, o sărbătoare frumoasă. Chiar dacă plouă, știți vorba aia celebră, că iarna nu-i ca vara, acum suferim un pic că plouă, dar merită tot efortul pentru a ne proteja, pentru a ne conserva tot ceea ce este autentic românesc, tot ceea ce reprezintă credința noastră. Iar colindele, spiritul Crăciunului, reprezintă pentru noi un punct de plecare pentru noul an, un moment de reflecție pentru tot ceea ce am făcut în anul trecut și pentru ceea ce urmează. Nașterea lui Iisus este un moment de mare sărbătoare pentru noi creștinii și merită să-l cinstim, merită să-l prețuim și să arătăm că în continuare ne păstrăm valorile și tradițiile. Crăciunul nu este Crăciun fără colinde. Crăciunul nu este Crăciun fără glasul minunat al copiilor care vin să vestească nașterea Mântuitorului nostru Iisus. Și mă bucur că suntem împreună, mă bucur că suntem într-un număr atât de mare și faptul că probabil este n-am mai participat la Supur, nu știu dacă au mai fost alte ediții, dar îl felicit în mod special pe domnul primar, pe consilieri și pe toți cei care s-au implicat, pe doamnele profesoare de la școală,
pentru că asta este normalitatea într-o comunitate. Sigur că suntem foarte preocupați de tot ce înseamnă gospodărirea comunei, dar nu trebuie să uităm niciun moment astfel de momente. Niciun moment nu trebuie să uităm că suntem creștini, că ținem la familie, că pentru noi Crăciunul este ceva sfânt, tăiatul porcului și toate tradițiile pe care urmează în această perioadă să le facem, trebuie să le punem în valoare, trebuie să le arătăm, trebuie să spunem foarte clar că suntem o familie, suntem o comunitate, iar o comunitate este unită prin ceea ce crede, prin ceea ce face, prin frumosul pe care poate să-l arate în fiecare zi. Iar dumneavoastră, cei din Comuna Supur, puteți arăta bunătate și bună gospodărire, pentru că sunteți oameni gospodari. Sigur că vrem să investim și contează foarte mult tot ceea ce se face în comună și se vede deja o schimbare în comună, de aceea îl felicit încă o dată pe domnul primar și întreaga echipă. Dar nu vreau să o mai lungesc, vreau să vă urez un sincer și călduros la mulți ani pentru anul care urmează, sărbători fericite, Crăciun fericit și tot binele. Doamne ajută! Mulțumim frumos și în continuare o să înceapă programul artistic pentru care suntem astăzi aici. Vă mulțumesc și sărbători frumoase vă doresc tuturor! Pentru prunghe i-au adus steaua revărsare.
între oameni. Acum, odată cu nașterea Domnului, renasc speranțele tuturor. Este timpul colindelor. Este o perioadă plină de spectacol. Invităm în scenă elevii liceului din Supur, coordonați de doamna profesoară Petruța Ghiman. Și adorme legănuți, Domnul Sfânt.
Că naște-n Maica-n ceas de sară, să naște Fiul Dumnezeiesc și cele scrise să împlinesc, că pe pământul păcătos se naște azi Iisus Hristos. Lumea nu crede și nu vrea să-i facă loc în casa sa, dar rânduit-o Dumnezeu un loc și pentru Fiul Său. La marginea îndepărtată, popaie rece într-o poiată, venit-o în lume pruncul sfânt, să ducă pacea pe pământ. Pentru tot frigul ce-ai răbdat și pentru răul ce ți-am dat, Iisuse, toate le-a iertat, ca să scap lumea de păcat. Răsună cerul, iar răsună și îngerii împletesc cunună, că noaptea sfântă e Crăciun,
să ducem slavă celui bun. Tu iartă-ne, Iisuse Sfânt, și șterge răul pe pământ. Apleacă-te cu bunătate și iartă suflete-ntinate. Apleacă pacea ta divină și fă din suflete grătină.
sufletul omului și nu-și dorește loc mai mare și mai bun și mai sfânt și mai mult în care să se nască decât inimile dumneavoastră. Lăsați grijile lumii, lăsați răutățile, lăsați neajunsurile, neîncrederea, fricile, deschideți inima că se naște Hristos cu toată bucuria Lui. Și acolo unde vine Hristos în lume, pe scara colindului, în sufletul omului, acolo se umplu toate de lumină, căci El este lumina noastră, bucuria noastră, dragostea noastră, viața noastră, Domnul Iisus Hristos, sub chipul copilașului plăpând, lumina care aprinde sufletele cu dragoste, lumina din sufletele noastre care se regăsește în luminițele de pe clădiri, de pe gardă, de pe toată suflarea și tot ce ne înconjoară. Îmi sunt singurul tezaur, ți-l aduc de acum înainte, cu sfială și rușine. Copilaș venit din cer, și pe oră.